Mircea Ivănescu, mergând, citind. Aici este o pisică, neîntâmplător. El a fost un mare iubitor de pisici, cu doamna Stella, soția lui. Au crescut în momentele în care au adăpostit cea mai mare cantitate de pisici, 14. În general, erau 9, 10, 11. Când Gabriel Miliciana i-a spus, bine, dar e monstruos, mirosul, e păr, o să creșteți. A spus Mircea Ivănescu. Această carte este a doua din seria de serie de convorbiri cu mari figuri. Prima serie este făcută chiar de Radu Paraschivescu, care va lua un cuvânt, împreună cu Antoaneta Gabian, care se află aici și pe care o să aduc. Se numește Toamna Decanei și este un admirabil dialog cu un admirabil om, care este Antoaneta Gabian, făcut de un admirabil om, care este Radu Paraschivescu. Te rog, Radu. Mulțumesc. Dar cred că asta e legătura dintre Mircea Ivănescu și de pisicile. Și apropo de pisici, ne-a întâmpinat un exemplar felin, o negreală absolută, chiar la intrare aici pe scări. Așa. Tot o pisică este și... Montană. Ok. O pisică de data asta. Alte pisici nouă. Tot o pisică este și pe cărțile care apar în colecția Raftul Denisei. Denisa are și ea pisică, eu am și eu pisică. Și așa cum spunea o mare iluminată al cetății, toate coincidențele astea au mai pur întâmplător. De aici încolo să vedem ce e cu noi în jurul acestei cărți și ce e cu noi în jurul unei cărți la care a contribuit și Gabriel Miliciana, care până acum nu a apărut în peisaj și în evocări. Până acum frișca a fost luată de Mircea Ivănescu pe drăgumat. Există câteva cratime în ceea ce facem noi aici. Una dintre cratime este Denisa Comănescu, care poate nu știe lucrul ăsta, dar ea leagă niște lucruri între ele și dă direcție unor gânduri, unor idei, unor inspirații, nu neapărat unor inspirații poetice. Denisa Comănescu este cel care a legat cumva drumurile în literatură și teologie, drumurile străbătute de Antoaneta Rania și de Mircea Ivănescu. Amândoi remarcabili traducători. Antoaneta Ranian este o luniuță de unire, este o cratimă culturală, pentru că a lucrat și lucrează pentru atâtea edituri, încât există un fel de, nu știu, bucurie împărtășită a editorilor care au de-a face cu doamna Ranian și cu traducerile domnirii sale. Și ajungem și la cartea aceasta. Și n-am să spun nimic despre Mircea Ivănescu, poetul, pentru că nu-mi permit. Eu sunt prozator și prozatorii, de obicei, dacă recunosc și dacă se uită în oglindă și altfel decât când se rad, își recunosc inapetența sau lipsa de acces către cărările înguste și destul de aspre și rarefiate ale poeziei. Dar cartea asta pe mine m-a câștigat, nu pentru că vine siajul cărții făcute cu Doamna Rania, ci pentru că este cartea unor oameni vulnerabili. Mie îmi plac enorm oamenii vulnerabili, îmi plac în măsura în care îmi displac structurile inexpugnabile. Nu se țin niciodată cu Manchester United. Nu se țin. Perdanți. Vulnerabil nu înseamnă perdant. Vulnerabil înseamnă un om care, la un moment dat, trece dintr-un exces, într-un deficit, dintr-un deficit, într-un exces. Un om care, la un moment dat, iubește prea mult și iubit prea puțin, care, la un moment dat, iubește prea puțin și iubit prea mult. Asta este pentru mine definiția vie și departe de dicționar a vulnerabilității. Este un om care afișează o postură publică, o asumă cu riscurile de rigoare, dar un om în care există un miez cald, un miez încins. Există niște lucruri acolo care așteaptă să fie scoase la lumină. Și aici intervine, pe de-o parte, apetitul confesiv al celui luat la întrebări, al celui discursuri, pe de altă parte, disponibilitatea intervievatorului de a se plia pe niște contururi, de a apăsa pe niște clape și pe niște pedale, de a risca uneori să pune la punct, refuzuri, mufne și așa mai departe, nici momente de neliniște, de crispare, de angoasă. Pe mine asta m-a câștigat la măștile lui Medii
Și nu sunt doar măștile lui Mircea Ivănescu, sunt și măștile lui Gabriel Liceanu, eu așa cred. Gabriel Liceanu cred că se amuză acum, mai ales că Bălnescu va vorbi ultimul și va avea o imagine cu totul stranie a ceea ce a produs de fapt în mintea și în sufletele noastre. Cartea este frumoasă nu doar pentru că se întâlnesc două minți frumoase. Cartea este frumoasă nu doar pentru că, în felul ăsta, cum spune Gabriel Liceanu, nu lăsăm o lume să se scufunde. În felul ăsta, întrebându-l pe Mircea Ivănescu, întrebându-l pe Antoaneta Ramia, păstrăm niște relații, păstrăm niște repere, ne remodelăm altfel, ne reconstituim așteptările, speranțele, elanurile, ne calculăm altfel pașii. Dar nu numai pentru asta, ci pentru că de acolo simți niște vibrații. Și sunt vibrațiile iubirii, din punctul meu de vedere. Că este iubirea pentru mintea cuiva, că este iubirea pentru, știu eu, ținuta cuiva, că este iubirea pentru imposibilitatea unei relații. Asta deja contează prea puțin. Din punctul meu de vedere, și cu asta închei, măștile sunt cele care ne țin în joc. Eu mă felicit că am reușit să nu smulg ultima mască de pe chipul Antoanetei Ramia, așa cum mă felicit că reușesc să-mi păstrez suficiente măști pe chipul meu ca să nu vă prostdispun, ca să nu vă sperii, ca să nu vă fac să plecați din sală. Gândiți-vă că operațiunea asta de smulgere a măștii va reuși. De plin. Ar fi haos. Ar fi război, ar fi sfârșitul lumii, secunda următoare. O sinceritate absolută, așa cum clamăm de multe ori, ar atrage după sine un dezastru în fața căruia am fi blocați cu totul. Cartea asta este o carte care păstrează niște măști. De la o parte unele, dar păstrează altele. Și este jocul în esența, în subtilitatea, în rafinamentul lui, care însoțește ideile din cartea asta, multe, frumos spuse, și care, într-o cheie a persiflării, a autopersiflării, a, vorba de Gabriel Liceanu, diminuării și diminutivării permanente, care se supune Mircea Ivănescu, dă contur unor gânduri și unor frumuseți pe care vă invit să le aflați și pe care sunt convins că le veți descoperi. Mulțumesc!